De ce plângea Iisuse când toți se bucurau și îți așterneau și hainele și ramuri și scântau? Cetatea te așteptase de viacuri fără grai. Erai atunci acolo și totuși tu plângeai. Ei îți cântau osana, osana celui sfânt. Erai sărbătoritul în cer și pe pământ. Piastinul umilinței spre oraș înaintând, te lăudau cu toții, tu te dreptai plângând. Fiindcă vedeai înainte, cu ochi de Dumnezeu, cum te rodau la moarte chiar cei din jurul tău. Și ce urmări amare aveau a să-i vii, vedeai mormani de pietre din tot și s-a zidit. Tu auzeai la moarte osana când strigau și zâmbetele acelea ce ură precedau. Și ucenicii mândri, că toți se recunosc, se ascundea în taină, nedemnul nu-l cunosc. Se împlinea Scriptura călare când intrai, măgărușul acela cu întregul tău alai. Că și tu știai înainte ce vreme va veni, ziua de chin și Scriptura ce se va împlini. Căci iată că cetatea e cercetată iar, nu este doar aceasta, doar cerescul dar. Dar Dumnezeu ne așteaptă timpane râs și joc. Oh, cât plânsul pocăinței, cât plânsul cel de foc. Era între ei Mesia, de viacuri așteptat. Era Ierusalimul, de Domnul cercetat. Era lucrarea vie, chemotul sfânt ca om, mai mare decât Iona și decât Solomon. Și ei băteau din palme, se bucurau nespus. Cântau, strigau, osana, osana lui Iisus, se dau de bucurie, ce fericit alai. Dar tu, sărbătoritul, în locul lor plângeai. O, Doamne, dă-ne plânsul din ochii tăi divini, să semănăm cu lacrimi o vreo cu spini, ca să putem odată cu tine se cera, cu bucuria slavei, de-a fi surgit cândva. Amin. Amin.